O tragedie s-a abătut peste o familie din Timiș. La primele ore ale dimineții, casa le-a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a mistuit acoperișul, podul casei și trei încăperi, iar un membru al familiei și-a pierdut viața. În jurul orei 5, pompierii lugojeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință în localitatea Coșteiu. La locul evenimentului s-au deplasat o auto specială de primă intervenție și comandă și două auto speciale de stingere, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ cu medic, precum și pompierii voluntari din comună. Incendiul s-a manifestat cu ardere generală pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Din nefericire, o victimă de sex masculin cu vârsta de aproximativ 85 de ani a fost găsită inconștientă. Aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată de medicul de pe ambulanță, transmit reprezentanții ISU Timiș.